Bună seara, bună seara, bună seara! Săptămâna asta începem direct la arenele romane, pentru că tovarășul meu, Shiver, bagă înainte de Borgor aici la... Tovarăș! Dragi, drag tovarăș și prieten, bine ai venit la București! Mulțumesc foarte frumos pentru primire, ești foarte ospitalier. Ești pregătit să rupe arenele? Sunt foarte pregătit, am emoții. E prima dată la București când am un eveniment foarte serios, așa, emoții am, sincer. Îmi place inima. Păi bine, hai să vedem cum bagă Shiver și ne vedem pe urmă. Pa, pa! Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Iertați-mă, dar miros a transpirat. E, bine, că bine că nu e cu miros, pur că miros. Aveți noroc. Am lăsat-o moale, am lăsat-o foarte moale. Sper că le-a plăcut la oameni, sper că am înțeles că e urmă. Dar, Doamne ajută. Asta voiam să întreb, Shiver Show când e, că asta a fost Shiver warm-up. Am pregătit drujbele, că am venit cu doi pădurari. Și-au venit cu ei și-au pregătit drujbele pentru pe Borgor, dar Borgor a venit cu o pădure întreagă după ei. Deci, imposibil omul ăsta. Pium, pium, pium. Da. Păi hai să vedem. Este o plăcere. Iubesc București începând de seara asta. Bine ai venit. Shiver aseară. Între timp am ajuns la Părâul Rece, la social media Basecamp și tovarășul Butacu, care și-a lăsat un pantof aici, a zis că trebuie să facem tradiționala poză în baie aici. Dar... Asta camera mea unei mâna. Da. Bine am venit, da. Nu știu cât o să filmez de aici, că altceva vreau să vă arăt mai interesant în vlogul ăsta. Dar până atunci îl arăt pe Butacu în cadă. Am lăs îmbrăcat. Și Nihasa, poți să te filmezi dezbrăcat, nu? Că ți se vede burtă. Da. Revenim cu detalii, vorba lui Marici. Să facem poză cu ce am primit aici în goodie bag. Avem bere, avem aici cârnați, pentru că este sausage fest. Ce mai aici? Avem de la Himalaya nu știu ce chestii, Kaufland, frații Himalaya mei. Trebuie ceva, dar asta nu știu ce. Așa, e că e berea asta. Aici avem unde ai pus, mă, calendarul pe 50 de ani de la Veca. Ce scrie ursuleț? Ah, săculeț frumos. We'll be right back.
Hai să mergem aici. Nu cred că trebuie mai mult dubii. Hai că stăm aici. Naturalețe. Hai că am nevoie la bani. Bă, dar chiar așa ceva bere roșu, nu cred. Gata, am făcut și poza. E caldă berea aia așa, ai? Cam da. Acum Bogdan are treabă. Mare. Pentru a nu face episodul ăsta prea lung și pentru că n-am filmat chiar așa mult de acolo, să vă explic pe scurt ce am făcut în tabăra Biz. Am început cu un duel muzical între Dan Byron și Doru Trăscău de la The Mono Jacks, după care am făcut un pic de karaoke. A doua zi ne-au livrat cei de la Calif niște chebunuri direct cu elicopterul de la București, și că din ianuarie vor livra în București exclusiv prin aplicația HipMenu, vă recomand să vă instalați. Am luat locul 3 la concursul de brief-uri, după care am făcut un treasure hunt, iar Nicolas mi-a făcut o surpriză. Colegul meu de suferință, ești Nicolas, ai Nicolas, la care trebuie să vă abonați, că oricum are mai mulți abonați ca mine, mi-a făcut o surpriză, hai să vă arăt. Sunteți pregătiți? Tararadam! Și cu asta nu, nu? Nu. Mame de cărat ăsta, ce drăguț. Mulțumesc. Am mai dat niște shot-uri și m-am făcut remarcat ca MC, îmi pare rău, Bunescule. Și tot cu ai Nicolas am filmat și nou episod din seria Răspunsuri greșite. Am luat-o și pe Luminița cu noi. Iar în ultima seară ne-am înfructat din acest jamon delicios și am mai petrecut încă o dată. Înainte să închei partea asta, trebuie să vă mai zică ceva Nicolas. I-am furat camera în panduță și am un anunț pentru voi. Vreau să veniți pe pagina mea de Instagram. Ai Nicolas Vlog, o să aveți un link în descriere. Să dați un follow, să ne strângem cât mai repede 2000 de followers. Și la 2000 de followers o să-l bag pe panduțul în vlogul meu. Deci, dacă vreți să vedeți și videouri cu el pe canalul meu, dați-mi follow, fraților! Salut! Între timp am ajuns în București. Este frig de măcac pe mine, dar astăzi am ajuns la Băneasa Trail Run. Urmează să alerg 10 km pentru a promova campania Stop Cancerul Pulmonar. Am scris un articol pe vlog, vă las link în descriere, unde să mă încălzesc și să alerg și revenim pe urmă cu detalii. Da, a fost foarte frumos în tabără, mai merge. Hai să alergăm acum. Bine ai venit la finish line, 25, bravo! Bravo, pandut! Iată câtă putere mai au oamenii ăștia, bravo, dragilor, felicitări! Hai mă, că am făcut așa pe asta, a fost frumos! Vrem și medalie, drăguță, alătga spineață. Vă povestesc mai multe despre toată treaba asta cu cancerul pulmonar, nu așteaptă? Imediat ce ne revenim și noi ca băieți. Nu mai minți-mă. Unde ai alergat? Nu se vede. Te boss aici, ia uite. Ia, arată să se vadă și la mine, că eu zic că sunt îmbrăcat de oraș. Tu așa ai alergat în blugi? Da, nici nu... Am alergat silențios ca să n-arunc în sus nămolul. Hai că între timp s-a făcut noapte, am rămas dator cu o explicație. Ideea că treaba e nasală cu cancerul ăsta pulmonar și în România cam o dată la o oră moare cât un om din cauza acestei boli și prin intermediul da, apropo de asta, prin intermediul acestei campanii desfășurate de cei de la Deci Se Poate, vrem să aducem în atenția oamenilor această problemă și să îi convingem cumva, să îi îndemnăm pe oameni să meargă cât mai repede la medic pentru controle, pentru că e de preferat să de preferat e să nu descoperi niciodată boala asta, dar dacă se întâmplă, e bine să o descoperi în fazele incipiente, pentru că cu cât e mai avansat stadiul bolii, cu atât șansele de supraviețuire sunt mai mici. Cam asta am vrut să vă zic pe tema asta. Acum mă duc la concertul lui Horia Brenciu de la Sala Palatului, dar aici vă arăt doar câteva secvențe și o să fac un clip separat de acolo, pentru că am face 25 de minute de vlog dacă mă pune ce s-a întâmplat acolo. Așa că vă las cu Brenciu și vedem ce se mai întâmplă după.
doamnelor și domnilor, trebuie să vă prezint pe cineva foarte special. El este Marcelo și este unul dintre cei mai mari fani ai mei. One of my biggest fans. Mă urmărește din Brazilia. Eu zic, el stă în Brazilia. Unde stai în Brazilia? Salvador. Salvador. Știi și română, scrie și în română. E foarte, foarte mișto băiatul ăsta. El e mare fan Vama. Yeah. Vang. Yeah. Voltaj. Da. Așa. Și multe alte trupe românești. Ascultă, promovează și comentează pe la toată lumea. Și a venit câteva zile în România. Ai fost la Vocea României? Da. A fost vineri la Vocea... Super. A fost vineri la Vocea României. S-a întâlnit cu Tudor, cu Gașca, a fost foarte drăguț. Și mă bucur să vi le arăt, este foarte tare. Salut, România! Gata. Și mi-a adus... Ce stai asta? Cada, sunt prăjitură. Prăjituri din Brazilia. Trebuie să fac un clip de la gust, dulciuri din Brazilia, nu? Gata. Trebuie să închei tu vlog, episodul de azi. Știi? Hai! Pregătit? Acesta? Zind. Vise. Vise. Ne vedem data viitoare. A, da, și dacă strângem la acest video 5.000 de like-uri, 5.000 de like-uri, mâine apare video cu Panduțu. Adică pe canalul lui video cu mine. Challenge! Nu vă spun ce, pentru că după aia nu mai sunt. 5.000 de like-uri!